ostenitorilor de la zbor, medicilor de la entități de medicală de filocomie, filialei Crucea Roșie din Iași, pentru tot ajutorul care ni l-au dat și sperăm să ne ofere și de sincer care urmează. Reprezentanților mass media, lăsați-ne în pace. Nu luați mie dreptul de a mă ruga și a vorbit Dumnezeu. Și doxologia femeii și inteligența română, care a făcut cunoscută și celor din țară slujba sfântului de astăzi. Adresez mulțumire preoților din parohii și mănăstiri. Unii dintre ei au stat 10-12 ore și vor mai sta pentru ei în zilele următoare, tocmai pentru a ajuta ca drama să se desfășoare cât mai aproape de cele de plin.